Joi de la ora 10 a avut loc ceremonia de înhumare a Alinei, fata ucisă de prietena și colega ei de cameră în hotelul din Saturn și dusă în valiză în parcul din Mangalia. Îmbrăcată în mireasă, Alina a fost depusă în casa părinților ei din satul Buda, comuna Oșești. Trupul neînsuflețit al Alinei a fost condus spre cimitirul din Buda de sute de vasluieni care au venit la înmormântare sensibilizați de tragedia nemai întâlnită. Slujba de înmormântare a fost făcută de un sobor de 6 preoți. În cele ce urmează, vă prezentăm principalele momente ale înmormântării, dar și reacțiile celor care au participat la înmormântare. Părinte, ce puteți spune despre Alina? Alina a fost o fată foarte cuminte, foarte liniștită. Mi-a fost elevă la școală la Delești și avea o participare activă la toate activitățile bisericii și cele școlare. Iar în perioada de Crăciun, acum 2 ani, ultima oară, am organizat un grup din 10-12 copii, printre care se afla și dânsa, și mergeam cu Colinda de la oamenii gospodari din cadrul parohiei noastre, dar și din parohia vecină. Și acolo am avut privilegiul să-i cunosc firea veselă, altruistă, cu minte liniștită. Despre tragismul sfârșitului ei? Din punctul meu de vedere, este o tragedie pe care Dumnezeu a îngăduit-o, fiindcă avem fiecare libertatea noastră de voință și de acțiune. Dar este o tragedie atât pentru fată că Bunul Dumnezeu a primit-o înainte de vreme, dar cât și pentru cealaltă, mă gândesc, pentru că ambele sunt tinere și cu la începutul vieții și cu puțină experiență. Ați fost impresionat, ați venit la mormânt. Am fost impresionat foarte tare. Din cauza că, acum s-a ajuns să n-ai încredere nici în tine. Trebuie să eviți, dar nu știi pe cine eviți. Că te poate războie și în familie. Pe cealaltă fată o știți, pe Loredana? Nu, pe cealaltă știu că din Bălești, da. Mi se pare ceea ce i-a făcut. Mi se pare? Mi se pare că o faptă sadică, o faptă urâtă. Ești colegă cu Alina. Ce fel de fată era Alina? Foarte super de treabă, veselă, totdeauna, zâmbăreață. Niciodată nu o vedeai supărată, chiar dacă ea probabil avea câte ceva de suflet. Întotdeauna era zâmbăreață, calmă, super de treabă. Îți vine să crezi că s-a întâmplat așa ceva? Și acum nu realizez. Sper să fie doar un vis. În prima zi când am aflat, am visat-o. Mi-a spus că ea n-a pățit nimic, era lângă noi în clasă și n-a pățit nimic. Îmbrăcată cu hainele, cum o cunoșteam eu, și mi-a spus că n-a pățit nimic. Da. Ce sentimente încearcă acum? Descriu multe sentimente de dureri groase. Ești colegă și cu Loredana. Ce opinie ai față de gestul ei? Nu știu, nu ne-am așteptat. Nu. Era o fată retrasă în clasă, nu era așa vorbăreață. Nu ne-am așteptat să fac un asemenea gest. Doamnă, în cadru și ați venit la mormântare. Pentru că am auzit și este o jele foarte mare și o durere. Pentru ce s-a întâmplat, nu este bine, dar ce să zicem, că așa a fost ceasul, asta a fost moartea, nu pot să zicem nimic. Ce părere aveți de această tragedie? Este foarte dureros. Tragedia asta, la noi în Vaslui trebuie să se întâmple așa ceva.
pentru că lumea e credincioasă. Lumea e... Și eu a fost un copil necăjit. Eu din ceea ce am citit din ziar, așa bolnavă cum s-a zis, să pun pe piept și eu un bănuț, că nu s-a aștepta părinții, fiind despărțiți de așa ceva. Deci știu ce înseamnă a fi copil despărțit.